tuturor, doar atât, o rugăminte. Un pic de răbdare. Ne-am dorit că la întâlnirea noastră să participați marți. Avem o seară intitulată Redescoperirea martirilor neamului sau Întoarcerea la demnitate. Este la Facultatea de Teologie, Amfiteatrul Stănivoae. E adevărat, este prelevită și de lansarea cărții lui Sorin Lavric, Glasuri din Bolgie, deci vor fi prezenți Sorin Lavric, Cristian Curte de la radio și, de asemenea, vom avea pe Dan Vasilescu, cel care va interpreta cântece din închisoare, inclusiv colindul lui Valeriu Gafencu. Vom avea și film pe această temă. Deci, Redescoperirea martirilor neamului se referă mai ales la cei care au trecut prin temnițele comuniste, dar și la cei din rezistența din munți. Pentru că această carte a lui Sorin Lavric îi prinde și pe cei din rezistență. De asemenea, deci asta se va întâmpla marți. Marți la ora 18, Amfiteatrul Stăniloae, Facultatea de Teologie. Deci, intrare liberă, nicio problemă. Însă, ne-am dorit, pentru că aici avem totuși oameni care așa știu să guste cultura, pe 27 martie vom avea iarăși o seară dedicată unui poet mistic care se ating la vârsta de 33 de ani. Este vorba de poetul Daniel Turcea, de la al cărui trecere la Domnul se împlinesc anul acesta 40 de ani. Poetul Daniel Turcea s-a stins pe 28 martie 1979. Este un poet mistic, autorul Epifaniei. E adevărat că are și un volum de versuri, Entropia. Dar după convertirea sa, și mai ales în urma spovedanii pe care a făcut-o la Părintele Arsenie Papacioc, a devenit un poet mistic, apreciat și de Părintele Stăniloae. Deci vom avea 27 miercuri. Seara, miercuri, 27, vom avea seara dedicată lui Daniel Turcea. Vor veni, deci este momentan la Cernica, pentru că pe 28 joi vom merge, chiar vom face parastas la Biserica Sfântul Nicolae la Cernica și după aceea vom ieși la mormânt. Am fi dorit, noi avem un proiect deja, o troiță, ceva de lemn, să o așezăm lângă crucea lui Daniel Turcea. Vor veni, printre alții, Părintele Sever Negrescu, cel care s-a îngrijit de ediția ultimă de la Doxologia Epifaniei. De asemenea, Părintele Teofan Popescu, de la Putna, cel care are mai multe studii despre Daniel Turcea, despre poezia lui Daniel Turcea. Va fi Tatiana Petrache, care va veni de la Atena. De asemenea, Corina Negreanu de la Cluj, doamna Elena Bungheru, vor fi cam vreo 6 conferențiari, să sperăm, oricum le vom așa, pentru că vom da și imagini despre poezie, despre, mă rog, și el știți că a terminat arhitectura, are și portrete. Deci pe 28 vom face și parastasul. De asemenea, ca să vă notați, poate unii dintre voi să doriți. Unde? Pe 27 martie, la ora 18, același Amfiteatru Stăniloae, nu. La Facultatea de Teologie. Deci tot ceea ce se întâmplă, spun la Facultatea de Teologie. Aici vom avea alte teme. De asemenea, vom avea pe 3 aprilie Rugul aprins. Vom avea și o audiție și cu imagini. Costin Manoliu este autorul acestei, dânsul lucrează la radio și va fi prezent și Dan Uric despre Rugul aprins. Însă mi-aș dori, dacă iarăși nu abuzez de răbdarea dumneavoastră, pe 16 aprilie vom avea, se împlinesc acum 30 de ani de la trecerea Domnului a Părintelui Nicolae de la Rohia, Părintele Nicolae Ștaina. Pe 16 aprilie avem o seară dedicată lui Nicolae Steinhardt. N-am reușit să facem chiar pe 30, pentru că se face la Ruhia. Dar vom avea pe doamna Monica Pilat, pe George Ardeanu. Nu, tot la Facultatea de Teologie, pe 16. Deci Monica Pilat, George Ardeanu și Părintele Mihail Mirea de la Buzău. Noi vă mulțumim și dacă în agenda dumneavoastră aveți răgaz,
Vă invităm și la aceste serii, începând cu seara de marți, cu redescoperirea Martinilor Neamului sau întoarcerea la demnitate. Vă mulțumim și vă îmbrățișăm cu mare drag.